Frați și surori, mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră în această seară și aș vrea să citesc câteva versete din Epistola Apostolului Pavel către Timotei din capitolul 2. Un text, un pasaj, pasaj mic de Scriptură care ne amintește despre vremurile pe care noi astăzi le trăim, despre vremurile din urmă, despre împrejurările pe care, prin care trecem și noi astăzi și cred că atunci când suntem în casa lui Dumnezeu, atunci când deschidem Scriptura, cred că în aceste vremuri este foarte important ca să ne uităm la ceea ce ne spune Scriptura și ceea ce se întâmplă în jurul nostru și, așa cum spunea o cântare de-a noastră pe care o cântăm, spune că pământul este plin de semnele venirii Domnului Iisus. Se apropie timpul când cu toții vom spune Maranata, Domnul nostru vine, dar nu doar atât, Scriptura ne spune și semnele care se vor întâmpla, lucrurile care se vor întâmpla atunci când Domnul va veni în slavă ca să ia biserica Lui. Deci 2 Timotei capitolul 3. Din 2 Timotei capitolul 3 voi citi versetul 1 la 5. Să știți că în vremurile, că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Amin. Cred că în seara aceasta noi venim în casa Domnului, avem și această responsabilitate de a ne aminti și de a ne uita în Scriptură ca într-o oglindă spirituală. Și multe lucruri din, pe care le-am citit în seara aceasta le vedem zi de zi în viața noastră, în jurul nostru. Și iată că suntem aici din mai multe motive. Să-L lăudăm pe Domnul, să-L mărim pe El, să ne închinăm Lui. Dar avem și datoria aceasta de a privi în această oglindă și de a conștientiza faptul că trăim într-o astfel de lume pe care Apostolul Pavel a văzut-o, fiind inspirat de Domnul, a văzut ce se va întâmpla, a știut ce se va întâmpla în zile din urmă. De aceea avem și acest pasaj în această seară pe care l-am citit și fie ca Domnul să ne binecuvinteze, ca privind la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, ele să nu ne afecteze pe noi, pentru că este foarte important să ne păzim în această lume, să rămânem curați și să-L urmăm pe Domnul în toate lucrurile, în toate învățăturile pe care El ni le dă. Cred că vă amintiți de Matei, capitolul 25, pilda celor 10 fecioare. Asta ne duce la gândul că, trăind pe acest pământ, trebuie să avem mare grijă ca venind în casa lui Dumnezeu, citind Scriptura, urmându-L pe Domnul, să putem să rămânem în numărul celor 5 fecioare înțelepte. Cât de mult avem nevoie de această înțelepciune, înțelepciunea care să ne dea putere, Doamne, să ne dea curaj ca să putem să rămânem credincioși Domnului. Slujim un Dumnezeu credincios și este așa de important ca să rămânem Lui credincios. Și cred că Domnul e cel care poate să ne țină credincioși. Doar prin harul Lui putem să rămânem așa. Dar avem nevoie ca acum, aici și acum, venind înaintea Domnului, să-L rugăm pe El ca El să-și facă lucrarea în inimile noastre. De asemenea, aș vrea să spun că și noi în Republica Moldova avem nevoie ca Domnul să ne ține curați, ca Domnul să ne întărească, ca Domnul să ne țină în numărul celor 5 fecioare înțelepte, să ne dea o înțelepciune care vine de sus, o înțelepciune care este curată, o înțelepciune fără de care nu am putea să facem față tuturor provocărilor pe care cu care ne confruntăm în această viață și în mod personal și deosebit aș vrea ca să vă rugați pentru familia noastră, pentru slujirea în care suntem angajați. Vă rog frumos să vă rugați pentru bisericile din Moldova. Încă mai este mare nevoie și acolo, în Republica Moldova, de slujitori ai Domnului. Vă rog să vă rugați pentru familia noastră. Avem doi copii, doi băieți care sunt ambii păstori, slujitori ai Domnului. Unul este la București, unul este la Căinari. Fie ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și fie ca Domnul să-i binecuvinteze toți slujitorii Lui. Și când spunem slujitori,
cu siguranță înțelegem că e vorba despre toți cei care suntem copiii lui Dumnezeu, suntem niște slujitori ai Lui și Domnul ne cheamă ca să fim cei care să slujim pe El, să urmăm pe El. Vă aduc salutări de la grupul care a fost în luna iulie aici, cu care ne-am bucurat împreună. Am rugat să transmit salutări, au rămas foarte încântați, foarte bucuroși, abia așteaptă că poate, dacă Domnul va îngădui și vara viitoare să poată să viziteze, fie ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți în lucrarea la care suntem chemați și nu uitați, atunci când vă rugați, aduceți-ne și pe noi pe mâini de rugăciuni și fie ca Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Amin.